Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un unboxing de pe make-up. Am făcut câteva produse comandă, desigur de ceea ce avem nevoie. De data aceasta, fără niciun produs de machiaj, doar produse de îngrijire. Și să vă arăt ce mi-am cumpărat. Avem, s-au primit adică mai multe produse că sunt de la Garnier. Aici avem bonul și pe bon sunt 525 de lei și să dau cutia într-o parte și să vă arăt ce produse ne am cumpărat desigur că am cumpărat am recumpărat această apă micelară de la Garnier 3 în 1 cea pe roz am luat-o la 400 de mililitri și 400 de mililitri pe mine mă ajunge ceva timp scrie că este numărul 1 toți o cunosc pe această apă micelară, am vrut să zic minerală mă scuzați această apă micelară este destul de ok, atât pentru ten cât și pentru ochi și am zis că să o recumpăr. Următoarele produse sunt geluri de curățare și primul este acesta Garnier Hyaluronic Aloe. Ele au câte 200 de mililitri. Nu mai țin minte dacă am avut eu acest gel sau vreun gel de curățare a feței de la Garnier, dar am zis de data aceasta să-mi cumpăr. Este primul cu aloe și acid hialuronic, cred că, și al doilea este așa, Garnier, vitamin C, este un gel pentru curățare, clarifying, cred că este luminositate ceva dar ceea ce acesta are 200 de mililitri, acesta am văzut că a apărut de ceva timp, dar nu l-am încercat, nu am încercat niciun produs din această gamă. Următorul produs este o o tonică și este la fel Garnier hialuronic Aloe. Vitamin C nu am văzut dacă are acest tonic, dar hialuronic Aloe văd că avea și tonerul, tonic toner Uh, nu știu cum este corect și el are 200 de ml, dacă nu mă greșesc, da. Și l-am cumpărat și pe el. Următorul produs este, desigur, un ser și la fel este luronica aloe, uh, super serum cu 3% de Acid hialuronic, cred că, extract de aloe și glicerină. Eu așa mă gândesc că este scris aici, după cât îmi dau eu seama, dar încă nu știu, nu m-am uitat. Văd că este în limba rusă. În limba rusă pentru mine este ok, că o înțelegă această limbă. Dar am văzut că au apărut de ceva timp aceste serumuri. Uh, au și serumul cu vitamina C, este un pic mai scump decât acesta cu acid hialuronic, dar vreau să mi-l cumpăr, am înțeles de la fete că este destul de ok și chiar lasă tenul luminos. Și ultimul produs din această comandă este o sare de baie de la Farmacie Verde, cred că se traduce este o sare de baie cu melisă și levănțică și are 500 de grame. Este pentru aromaterapie, este, vreau să încerc să vă traduc, să vă zic pentru ce anume este, pentru liniștire ceva și conține minerale și uleiuri esențiale. Nu am încercat nici această sare de baie. Am început de la un moment să fac băițe în cadă și anume vreau să am cât mai multe săruri de baie și mi-am cumpărat una, dar nu mai țin minte de la ce brand, nu v-am făcut un unboxing deoarece o cumpărasem dintr-un magazin fizic, dar cred că veți vedea cutia la produse terminate și mi-am cumpărat o și pe aceasta. Să vedem și aceasta cum este, chiar uneori seara mai avem nevoie după o zi lungă de muncă și de tot ce ne înconjoară, avem nevoie de o baie care să ne relaxeze, să ne liniștească și să desigur să avem un somn foarte calitativ, cum s-ar zice la sigur că veți vedea încă că voi face comandă atât de aceste săruri de baie, cât și cred că vreau să mai fac comandă tot de pe make-up. Am văzut că sunt scraburi pentru corp, tot ceva din branduri pe care nu prea le-am observat până acum și până când mi-am făcut stocul de geluri de curățare, fiindcă folosesc acum miniaturile cele din cutiuțele cele de la Ipsy, mai am un gel care este de la Elizaveca și este negru, pe cel folosesc, adică este cu cărbune și îl folosesc doar seara după ce mă demachiez, fiindcă atunci am nevoie de o curățare mult mai profundă, dar pentru dimineață cam nu prea am și am zis că să le încerc pe acestea și desigur ar de nerăbdare să folosesc și acest ser să vedem cum va fi pentru tenul meu și dacă totuși v-am arătat produsele vreau să vă spun și prețurile care au fost sarea a fost la 53 de lei mai departe apa micelară a fost la 95 de lei gelul pentru spalare cu aloi a fost la 80 de lei și gelul cu vitamina C a fost 68, tonerul a fost la 78 și serul la 151 de lei. Cel mai scump este desigur că serul, prețurile eu aș spune că pentru garnier sunt destul de ok. Voi vedea dacă am să mă pac foarte bine cu această gamă, cu aceste produse. De acum, ceea ce știu din ele este apa micelară și îmi place foarte mult. Dacă urmează să le folosesc pe acestea și să-mi placă, desigur că le veți mai vedea la mine recumpărate. Vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos și desigur vă aștept în continuare pe canalul meu.